Un accident rutier s-a produs în această dimineață la intersecția străzilor Traian și Independenței din municipiul Drobeta Turnul Severin. Impactul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. De vină ar fi fost șoferul unui autoturism care nu a respectat semnul oprire și a intrat în coliziune cu o altă mașină care circula regulamentar. În urma accidentului, o persoană a ajuns la spital. Accidentul s-a întâmplat la intersecția străzilor Traian cu Independenței din Drobeta Turnul Severin. Șoferul care circula pe strada Independenței nu a respectat semnul oprire și a izbit în plin autoturismul care circula regulamentar. În urma impactului, una dintre mașini a fost proiectată pe trotuar. Ambii șoferi au suferit traumatisme, însă doar cel care circula regulamentar a fost transportat la spital. A stat la top, da? Da, a stat la top, frumos. A stat la top. V-ați asigurat? Da. Da? De sus, am ieșit, viteză. Și cum v-ați asigurat? M-am asigurat frumos, am ieșit frumos. Păi dacă am avut viteză mare. Pe raza municipiului Drobeta Turnul Severin s-a produs un accident de circulație la intersecția străzilor Traian cu Independenței pe fondul neacordării priorității de trecere de către conducătorul autoturismului Marc Opel. În urma impactului, ambii conducători au suferit leziuni corporale, unul dintre aceștia fiind transportați la Spitalul Județean Drobeta Turnul Severin. Șoferul spune însă că a respectat semnul de circulație și că de vină ar fi de fapt celălalt conducător auto care circula cu viteză prea mare. Pui statuși la stop și spune că eu sunt de vină. Cu ce vine? Eu vine. Eu nu vine după. De acolo vine? Da. Nu știu ce vreau, da? Nu, mă, de sus. Și tu unde vine? Eu vreau venit la stop. Am 100 și ceva la oră. Am mers cu 30 la oră, dânsul a venit de sus cu 100 și ceva la oră și a dat în mine. A fost un impact puternic? Puternic a fost, da. Și celălalt șofer? La spital care are o mică zgârietură. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.